Organizația de management al destinației Mamaia Constanța continuă acțiunile de promovare ale litoralului românesc pentru a atrage cât mai mulți turiști străini. Odată cu încheierea sezonului estival, prezența la târgurile de turism internaționale este obligatorie pentru a reda stațiunii Mamaia strălucirea de altă dată și pentru a atrage un număr cât mai mare de turiști străini. Asociația s-a înscris prin Ministerul Turismului atât la târgul de la Londra, care va avea loc luna viitoare, între 6 și 8 noiembrie, cât și la cel din Varșovia, între 23 și 25 noiembrie. Organizația de management a destinației intenționează ca în această toamnă să participe la două târguri internaționale, târguri aflate pe lista Ministerului Turismului. Noi ne-am propus în primul rând să participăm la Londra, care este cel mai mare târg în acest sens din toamnă, și ulterior la Varșovia. Cele două târguri sunt diferite. Dacă la Londra mergem la un târg business to business și vom discuta acolo cu profesioniști în domeniu, cu oameni care la rândul lor vor vinde vacanțele în țările europene și nu numai, cât și în celelalte continente. La Varșovia, târgul va fi unul deschis publicului, unde așteptăm nenumărați vizitatori. Pentru Londra ne-am înscris în standul României, alături de multiple destinații din țară. Lângă noi va fi prezentă și Primăria Constanța, cât și Consiliul Județean. Noi deja suntem ambițioși pentru Londra, pregătim un set sau un pachet de materiale, atât video cât și pe format, pe hârtie, pe print mai exact, cu care sperăm să convingem tur operatorii mari din Europa să ne reintroducă în cataloge. Spun acest lucru fiindcă noi, dincolo de a participa la un târg anume, trebuie să ne setăm și niște obiective. De ce mergem acolo? Și avem în momentul de față două obiective. În primul rând, reintroducerea destinației turistice Mamaia Constanța în catalogele marilor operatori de turism. 2. Ruperea izolării destinației turistice din punct de vedere al accesului. Fiindcă în momentul de față accesul la Mamaia Constanța este odată pe autostradă, a doua oară este din sud pe drumul european, dacă se vine de la aeroportul de la Varna. Ei bine, ne lipsește aeroportul Mihail Gogălnicianu, care în momentul de față, acolo nu avem prea multe curse, atât de tip charter, cât și curse low cost. Așadar, vom lua cu noi, sperăm, și un reprezentant al aeroportului, ca să ne însoțească la întâlnirile business to business, pentru a putea prezenta mai bine accesibilitatea în destinația turistică. Dincolo de accesibilitate, evident, este și oferta turistică a cazării în stațiunea Mamaia și în municipiul Constanța, a experienței de food în această destinație turistică, a atracțiilor turistice, atât istorice, cât și de vacanță estivală și nenumărate altele. Să nu uităm, bineînțeles, pleiada de festivaluri și evenimente distractive care se organizează pe timp de vară la Mamaia Constanța. V-aș enumera doar 5 dintre ele, festivalul Sun Waves, 5 zile și 5 nopți la începutul lunii mai, aproximativ 20.000 de oameni, dintre care 7.000 sunt străini, pe 5 scene. Apoi festivalul Never See, cu o prezență pe 4 zile între 70-80.000 de oameni pe seară la începutul lunii iulie. Apoi festivalul Nostalgia, care a avut un succes extraordinar la finalul lunii august, aproximativ 20.000 de persoane pe 2 zile. Festivalul internațional de muzică ușoară Mamaia, acest reper, acest simbol cultural al României și bineînțeles al stațiunii Mamaia, care se desfășoară întotdeauna în ultimul weekend al lunii august. Iarăși revenim în luna septembrie, la jumătatea lunii septembrie. Oarecum sezonul festivalier se închide din nou cu Sun Waves, festival de muzică electronică. Vreo 8.000-9.000 de participanți, dintre care 3.000 sunt străini și se desfășoară pe două scene de data aceasta. Dacă la anul mai aducem și al șaselea festival, deja creionăm Mamaia și Constanța ca o destinație de top a distracției în România și anume o destinație a festivalurilor. Aceasta este din punct de vedere al evenimentelor. Totodată, la târgul de la Londra, noi dorim să organizăm și câteva întâlniri mai, unde vor veni reprezentanții tur operatorilor, reprezentanții agențiilor de turism și reprezentanții companiilor aeriene low cost. Căci acest pachet este unul vital pentru buna funcționare a income-ului de turiști străini. Fiindcă noi ne dorim să atragem turiști străini.
Participarea asociației la târgurile internaționale de turism face parte din activitățile OMD-ului pentru promovarea destinației Mamaia Constanța. Înființată în primăvara acestui an, asociația își propune să deruleze o campanie amplă care să schimbe percepția românilor asupra experienței de vacanță pe care stațiunea o poate oferi pentru toate segmentele turismului de la Marea Neagră.